Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion și vă doresc, înainte de toate, la mulți ani, multă, multă sănătate, că trăim vremuri grele, putere, dragoste, credință și înțelepciune și temperanță în multe privințe. Îmi pare rău, din cauza unor probleme personale, ar fi trebuit să încep cu voi, așa cum de obicei încep cu sărbătoriții, dar îmi pare rău, am uitat, mi-am adus aminte, sper să totuși să vin cu mesaje frumoase și să vă bucurați de ele. În primul rând, să vă bucurați, ne bucurăm cu toții de sănătate și de credință, că sunt vremuri foarte grele. Voi obișnuiți cu multe lucruri intense, teoretic ar trebui să faceți față acestor provocări, dragii mei scorpioni, soare, lună, Venus, în mod special cei cu soare. Mesajele de la îngeri sunt: fii de ajutor, eventual, fii de ajutor pentru că și tu ai fost susținut cândva, pentru că și tu, prin câte ai trecut, dragă scorpionule sau dragă scorpioancă, ai avut oameni care te-au susținut, îngeri care te-au susținut, poate unor ai văzut, poate altor n-ai văzut, dar în general scorpionii mai devreme sau mai târziu ajung la o înțelegere a lucrurilor nevăzute, ascunse, că e casa lucrurilor ascunse, da, scorpionului, transformărilor. Știți că și alții v-au transformat? Și voi puteți să transformați pe alții. 4 și cu 5 este 9. 9 este o casă a spiritualității, a săgetătorului. Interesant că avem și aveți aici în imagine și un arcaș, poate unii dintre voi aveți planete în scorpion sau în săgetător, sau aveți persoana dragă are marcaj în săgetător și reușiți în acest amestec de scorpion cu săgetător ce să transformați în bine o situație grea. Fiți de ajutor. Probabil că aveți oameni. Este și ziua mamei mele, care... Mama mea a lucrat ca asistentă toată viața și știu că scorpionii au puterea asta de a vindeca. Dacă lucrați într-un domeniu care vă permite să vindecați oameni, fiți alături de oameni. La capătul setului de cărți aveți acest I love you. Acest I love you nu-l văd atât de erotic în acest moment, deși unii așteptați, evident, o nouă dragoste, pentru că ați o nouă dragoste, pentru că ați îndurat foarte multe în viață, în relațiile pe care le-ați experimentat. Și când văd dragostea îndură, dragostea nu renunță, nu-și pierde credința, dragostea este plină de speranță și stă verticală în fața fiecarei situații. Apropo de ce am zis mai devreme, v-au susținut și alții, susțineți și voi pe alții cât ar fi de lung această perioadă, pentru că veți fi răsplătiți pentru faptele bune, pentru aceste momente. Și dacă voi aveți nevoie de ajutor, primiți ajutor tocmai pentru că ați oferit cândva. Și acest I love you revin, nu-l văd atât de erotic, poate să vă zică cineva, un pacient, un om pe care l-ați iubit, să vă zică că vă iubește sau voi să spuneți cuiva că iubiți. E o dragoste necondiționată în acest moment, tocmai pentru că ați trecut, v-ați transformat, apare și noua dragoste față de voi, față de restul lumii. E o situație foarte profundă și sensibilă. Evident că acest I love you, acest te iubesc poate să fie spus de un copil, de un copil părinților. În aceste momente și aceste momente grele, acest I love you poate fi o cale de salvare în situații grele. Știți, cuvintele sunt foarte importante și dacă cineva are probleme, dragostea îndură, da? Sau oamenii îndură, această declarație poate să ridice vibrațional, măcar și pentru un moment, un om care este într-o criză personală foarte delicată și profundă și grea. Am așa o stare foarte specială când vă citesc acum aceste cărți, poate că și voi aveți, pentru că totuși scorpionii sunt oameni empatici, sensibili, conștientizează, nu conștientizează, ei sunt, sau recunosc, nu recunosc, ei sunt, scorpionii sunt. Și
Sunt convinsă că situația asta prin care trecem toți vă afectează și vă ajută să creșteți, să creșteți și să înțelegeți lucrurile. Ia uite, trei cărți care vorbesc despre dragoste. Nouă dragoste, dragostea îndură, te iubesc. Da? Toate folosesc același cuvânt. Love, 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 iubire, dragoste. Și repede câte ori pot acesta I love you să vă spuneți vouă, pentru că ați trecut, prin multe pentru că ați ajutat mulți oameni, pentru că meritați. Și chiar dacă poate, nu vă vedeți voi unele calități, că știu că și scorpionii pot să fie foarte critici, ca și fecioarele de altfel. Priviți, priviți la faptele bune pe care le-ați făcut de-a lungul timpului. Priviți la momentele frumoase ale vieții voastre și spuneți-vă că meritați o nouă dragoste față de voi, o nouă dragoste din, eu știu, din cer, un nou partener care să vă susțină. Această nouă dragoste poate să fie un personaj care vine să vă susțină sau personajul pe care îl susține să înceapă să vă iubească și pe alte căi sau și din alte perspective, să zicem. Alt mesaj aveți, trei de pământ. Sădiți, sădiți dragoste în sufletul oamenilor, sădiți dragoste în sufletul vostru, sădiți vindecare, sunt niște alune. Știți că alune este magic. Alune este magic și interesant. Are și niște conotații care țin de fertilitate. Ceea ce sădiți în voi și în sufletul oamenilor va crește, va crește în pofida tuturor încercărilor. Dați-vă timp. Eventual, aveți grijă că atunci când sădiți, să nu aveți în preajmă exact personajele care v-ar putea mânca, să zic, semințele, v-ar putea afecta recolta. Această veveriță se hrănește exact cu aceste alune, da? Interesant, sădiți într-o legătură profunde. E un fir roșu acum, adică l-am mai văzut și cu altă ocazie, un fir roșu. Dintre toate semințele pe care le-ați sădit în sufletul oamenilor, există un suflet special în care sădiți ceva special. La capătul setului de cărți aveți emoții și intelect. Încercați numărul 11, mai ales dacă sunteți în noiembrie născuți. Încercați și echilibrați-vă mentalul și emoțiile. Pentru că uneori cei cu marcaj în scorpion au tendința să intre în extreme, știți bine, extreme emoționale. Mare grijă. Fiți în echilibru, dragii mei. Fiți în echilibru. Ca să puteți să vindecați, e 9 și 11, da? E o oglindire. În momentul, da? În momentul în care sunteți în echilibru emoțional și intelectual și rațional, puteți să vă vindecați și pe voi și pe alții. Fiți de ajutor, ia uite. Parcă oferiți această cupă a vindecării, acest fluture, motivația sau calea transformării cuiva. Da, este și patru de monede, niște legături karmice, niște responsabilități, da, în care v-ați implicat, ia uite, dragostea îndură, v-ați implicat până la sânge, cu alte cuvinte, dar asta v-a adus înțelepciune. Asta v-a adus înțelepciune. Cam atât deocamdată din seria aceasta, dragii mei. Haideți să vedem ce alte mesaje ar mai veni pentru unii. Ia, să le lăsăm așa. Frumoase, frumoase, nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Că veți face o declarație cuiva și poate, repet, poate să fie mama, copilul vostru, o rudă, un copilaș străin pe care l-ați ajutat, oricine sau cineva vă face această declarație, nu vă mai fixați doar pe declarații erotice, da? Ia uite, o rană, cineva plânge, voi sau altcineva, cineva plânge din cauza unor contracte. Am folosit aceste de cărți, ia uite, și îndrăgostiții. Și îndrăgostiții, ce frumoși sunteți! Există o dragoste, într-adevăr, în viața voastră, o dragoste specială, o poveste specială de dragoste. Dar rămâne să vedem cum va apare. O să fac în cruce celtică, da? Scorpionul și scorpionuțe. Ia uite, golden flower, temperanță. Aveți răbdare? Aveți răbdare? Dragostea îndură, cum am văzut mai devreme?
Și aveți încredere pentru că este plexul solar, aveți încredere în voi, este soarele, este credință, aveți credință. Temperanța înseamnă și vindecare. Scorpionuț, noiembrie de 2020. Hai să vedem central. Patru de monede am apărut și mai devreme, dar vi l-am arătat cu acel personaj. Patru de monede, situații karmice. Ok. Phoenix, frumos, asta este cartea voastră, cu alte cuvinte. Așa îmi place mie să... Ia uite, Bella Rosa, o tentație, o tentație. 8 de monede.